Până în acest moment avem aproximativ 4.000 de vizitatori. Este un record absolut pentru o expoziție la muzeu. Expoziția Aurul și Argintul Antic al României poate fi vizitată până pe 29 ianuarie. Așa este, va fi până la sfârșitul lunii ianuarie, până pe 29 ianuarie. Sperăm ca ea să poată fi prelungită, dar momentan nu știm acest lucru. De aceea sperăm ca sucevenii să se grăbească, să-și ia cunoștințele care vin în vizită de sărbători și să vină număr cât mai mare la Muzeul de Istorie să vadă această expoziție excepțională. Expoziția găzduită de Muzeul de Istorie din municipiul Suceava cuprinde 1.000 de piese prețioase. După cum îi spune și numele, această expoziție prezintă aurul și argintul antic al României, de la cele mai vechi încercări de prelucrare a metalelor prețioase. Avem cele mai vechi piese care sunt din aur și datează din milenul 5 înainte de Hristos și apoi, cronologic, până în secolul 7 după Hristos, această expoziție se încheie chiar cu o descoperire făcută în județul Suceava, o descoperire arheologică făcută la Udești. Este vorba de un tezaur monetar de monede bizantine de la începutul secolului 7. Deci e o istorie de 6 milenii văzută în aur și argint. Expoziția a fost inaugurată pe 16 noiembrie 2016. Piesele au mai fost expuse la Neamț și Iași.